Cum să convingi pe cineva? Cum să faci pe cineva să se răzgândească? Cum să fii persuasiv și să vinzi ideea ta sau produsul tău ori serviciile tale? În această eră în care ne polarizăm foarte repede, prima reacție ușor de înțeles este că fiecare ține la propriile păreri și astfel nu poți să faci pe nimeni să gândească diferit. Adu-ți aminte ultima dată când ai deschis o discuție pe teme politice cu cineva sau pe teme religioase, de exemplu. Dacă ai nimerit o persoană care gândește diferit, cât de ușor s-a ajuns la disensiuni și fiecare a început să se înfurie. Dacă tu, să zicem, că ai reușit să ai o perspectivă mai largă și acum încerci să faci pe cineva să vadă ce nu reușește să vadă, cum poți să-l aduci la lumină? Cercetări recente pe creier ne ajută să găsim o cale mai ușoară, dar mai întâi, hai să vedem ce ziceau vechii greci. În antichitate, grecii știau ceva despre dezbateri. Grecii au creat primele tribunale, primii avocați, apropiat de sensul pe care îl înțelegem astăzi. Și astfel au avut primele scrieri despre cum să câștigi o dispută. Ideea grecilor era că pentru a fi persuasiv e nevoie de doi pași. Primul, era nevoie să ajungi la un acord cu cealaltă persoană cu privire la care este problema. Apoi al doilea pas era discutarea soluției. Această structură pentru a convinge sau a vinde a servit oamenilor pe parcursul a 2 milenii și jumătate. Grecii au avut chiar și un model mai avansat, tot o structură de problemă-soluție, dacă vrei, dar era în special pentru probleme mai spinoase. Acest model este cunoscut ca metoda rezidurilor. Mai întâi discuți despre punctul de vedere opus sau punctele de vedere opuse, dacă sunt mai multe. Prezinți pe scurt argumentele pentru acel punct de vedere opus și apoi vorbești despre una sau două probleme pe care le are acea poziție. Cheia este să prezinți argumentele opuse echitabil și corect. Și e destul de greu. Încearcă și tu. S-ar putea să nu te simți în apele tale când încerci să exprimi argumentele perspectivei față de care nu ești de acord, ci din contră ești pasionat pentru propriile tale convingeri și argumente. Dar e un exercițiu minunat pentru creier, așa că e sănătos să o faci. Încearcă. Odată ce ai prezentat punctul de vedere opus și ai oferit un motiv sau două pentru care nu e o poziție solidă, abia apoi îți prezinți punctul de vedere. Și îți prezinți punctul de vedere în așa fel încât să stea bine în picioare și să nu mai fie nicio umbră de îndoială. Efectul pe care ar trebui să-l creezi este că ai fost corect cu cealaltă poziție și nu prea pasionat cu propria ta poziție. Iar asta va ajuta la dizolvarea tensiunilor care de obicei stăpânesc orice dezbatere. Și cu toate acestea, chiar și înțelepciunea vechilor greci nu e întotdeauna suficientă să aducă lumina rațiunii într-o lume divizată. În astfel de cazuri ai nevoie de al treilea pas, pe care ni-l dezvăluie cercetările moderne. Am zis al treilea pas, dar de fapt se face înainte de celelalte două prezentate până aici. Acest pas îi ajută pe cei implicați în dezbatere să se comporte mult mai bine, mai echilibrat, mai rațional. Iată cum funcționează. În loc să treci direct la argumentare, întreabă-i pe oameni despre valorile lor. Nu trebuie să fie complicat ca să-i ajuți pe oameni să-și identifice valorile. Poți folosi o listă de lucruri bune, precum familia sau relația de cuplu, ori cariera sau spiritualitatea și așa mai departe. Acea listă oamenii să o ordoneze în funcție de ce e important pentru ei și de ce e mai puțin important. Cam asta e tot. Ajută-i pe oameni să reflecteze la valorile lor, la ce e important pentru ei și astfel berbecii dezbaterii vor deveni încet încet mai asemănători cu niște mielușei. Se pare că oamenii care se gândesc și vorbesc despre valorile lor devin mai stabili, se simt mai auziți și mai în siguranță. Iar asta îi ajută să fie mult mai rezonabili, adică astfel îi aduci pe oameni în cortexul prefrontal. Nu e așa că ar fi mult mai bine să poți aduce mai multă rațiune în dezbaterile tale? Și ție îți va fi mult mai ușor să convingi, să vinzi atunci când cunoști care sunt cele mai importante lucruri pentru omul din fața ta. Mult succes!